Făgebotoșani continuă campania de transferuri. Oficialii clubului au mai achiziționat un jucător, un fotbalist care poate juca atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș central. Stelian Cucu, în vârstă de 25 de ani, a debutat în fotbal la Dunărea Galați, iar din 2010 și până acum a evoluat la Oțelul Galați. Fotbalistul a semnat cu Făgebotoșani și va pleca în cantonamentul din Austria. Ne-am înțeles cu Stelian Cucu și a semnat un contract pe 3 ani cu FC Botoșani. Este un jucător care poate evolua la fel de bine atât ca fundaș central cât și ca mijlocaș. El va pleca în Austria și sperăm să se integreze cât mai repede. Până acum avem 8 transferuri realizate și nu am încheiat campania. Mai vrem un portar plus 2-3 jucători de profil ofensiv. Suntem în discuții cu mai mulți fotbaliști, atât români cât și străini. Sperăm ca săptămâna viitoare să avem lotul complet. Stelian Cucu este cotat în prezent la 350.000 de euro.